Domnului Iisus, dragi frați și surori, ne bucurăm să fim din nou împreună și în această seară. Mulțumim Părintelui Ceresc pentru această nouă ocazie de a fi împreună și în această seară. Dorim ca Domnul să ne binecuvinteze și în această seară cu tot ceea ce El vede de bine pentru noi, cu ceea ce, cu cuvântul Său, cu învățătura necesară ca noi să putem crește în har, în cunoștință, în adevăr și hrănindu-ne cu cuvântul lui Dumnezeu să putem să dezvoltăm în noi acele roade ale Spiritului care să fie plăcut, să fim plăcuți înaintea Tatălui Ceresc. Mulțumim, frate Ghiță, pentru serviciul tău. Cu ajutorul Domnului, aș dori să continuăm studiul nostru, care îl avem în volumul 5. Am ajuns la pagina 137. Vă amintiți subiectul central al acestei părți pe care o studiem, a capitolului care îl parcurgem în prezent, este intitulat Fiul și Domnului David. Am văzut în studiile noastre precedente diferite aspecte ale acestui fapt, că el este numit Fiul, Domnul, Rădăcina și așa mai departe, a lui David, și am văzut diferite ipostaze în care Domnul nostru Iisus este numit de către cuvântul lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Am văzut cum potrivesc acestea cu planul lui Dumnezeu, ceea ce privește mântuirea noastră și nu numai a noastră, ci a întregii lumi. La pagina 137, pentru cei care doriți să urmăriți, avem un subtitlu, al doilea, Adam. Aș dori să citesc, sigur că acest pasaj se găsește în 1 Corinteni, capitolul 15 cu versetul 45. Deci 1 Corinteni 15 cu 45, aș dori să citesc întâi acest pasaj, după care voi da citire câtorva pasaje din de aici din volum, și apoi cu ajutorul Domnului vom trece să discutăm pe marginile celor amintite aici. Deci citesc 1 Corinteni 15 cu 45, de aceea este scris: omul dintre Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Deci iată, acesta este pasajul de referință care o să vedem că este tratat și de către fratele Russell aici, pe marginea căruia ne vom opri și noi pentru început. Aș dori să citesc acum câteva pasaje din volum. Prin rădăcină sau primul tată al neamului omenesc, Adam, din cauza neascultării de Dumnezeu, nu și-a putut naște familia în propria sa asemănare, chipul lui Dumnezeu. El nu numai că n-a putut da urmașilor săi viață veșnică, dar a și pierdut pentru sine acest drept și a atras asupra urmașilor săi o moștenire, o ereditate de păcat, slăbiciune, degradare, moarte. Logosul a fost făcut trup, omul Iisus Hristos, pentru a fi al doilea Adam și a lua locul primului Adam, pentru a putea reface lucrarea primului Adam și a-i da lui și rasei lui, sau tuturor celor care o vor accepta pe baza condițiilor divine, viață mai îmbelșugată, viață veșnică sub condițiile ei favorabile, pierdută prin neascultare. Este însă o mare greșeală din partea unora să presupună că omul Iisus Hristos a fost al doilea Adam. O, nu! După cum spune Apostolul, 1 Corinteni 15 cu 47, traducerea literară 9-2001, sub sol, zice nota editorului în paranteză, al doilea om este Domnul din cer. Domnul care a venit din cer și la a doua venire a sa își va lua funcția și datoriile de tată al rasei lui Adam,
pe care a răscumpărat-o cu sângele său prețios la Calvar. Cumpărarea rasei lui Adam de sub sentința dreptății a fost necesară înainte de a fi posibil ca Domnul nostru Iisus să fie dătătorul de viață sau tatăl rasei. Și numai această lucrare singură a fost realizată de Domnul nostru la prima sa venire, la prima venire a sa. La a doua venire a sa, el vine să ridice omenirea prin procese de restabilire și să dea viață veșnică și toate privilegiile și binecuvântările pierdute prin primul Adam. Intervalul dintre prima și a doua venire este destinat, conform programului Tatălui, alegerii din lumea răscumpărată a unei clase al cărei calități au fost predestinate tot să fie asemenea chipului Fiului Său. Roman 8:29. Această clasă are diferite nume. Preoți subordonați ai preoției împărătești, corpul sau biserica lui Hristos, mireasa lui Hristos, soția mielului și moștenitor împreună cu el în toate onorurile, binecuvântările și serviciul împărăției sale. Așadar, lucrarea viitorului, lucrarea din viacul milenar, marele obiectiv al domniei lui Mesia este exprimată prin cuvântul regenerat. Lumea a fost generată odată prin tatăl Adam, dar n-a reușit să obțină viață. A fost generată doar pentru păcat, dar noul tată al rasei, al doilea Adam, propune o regenerare generală. Timpul acestei regenerări, când va fi disponibil pentru lume, este clar indicat prin cuvintele Domnului nostru către ucenicii săi, și anume veacul milenar. El a spus, la reînnoirea, în paranteză, regenerarea, conform unei traduceri revizuite, din nou, sub sol nota editorului, la reînnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți sta și voi pe 12 scaunul de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel, etc. Faptul că biserica aleasă în acest veac al Evangheliei trece printr-o regenerare este recunoscut în mod general de către toți cei care studiază Biblia. Dar mulți au trecut cu vederea faptul că există în plan o altă regenerare separată și a fost pregătită pentru omenirea întreagă. Nu înseamnă că toți vor ajunge la regenerarea deplină, ci toți vor avea ocazia care, dacă va fi corect folosită, va duce la regenerarea deplină completă. În legătură cu aceasta, este bine să observăm mai amănunțit marea deosebire dintre regenerarea bisericii și regenerarea lumii. În cazul bisericii, mulți sunt chemați la regenerarea oferită în timpul veacului evanghelic și puțini sunt aleși. Puțin ajung la deplina regenerare la care sunt invitați, și anume să devină noi creaturi în Hristos Iisus, părtași naturii divine. Regenerarea pregătită pentru lume, după cum am văzut deja, nu este la o natură nouă, ci la restaurarea sau restabilirea naturii umane perfecte, în perfecțiunea ei. Și așa este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, o ființă de carne. Cel din urmă Adam, un duh dătător de viață, dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este natural. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. 1 Corinteni 15:45-47, care le-am citat la început. Într-adevăr, Domnul nostru Iisus, în zilele vieții sale pământești, s-a identificat cu întâiul Adam și cu rasa lui prin sămânța lui Avram. Evrei 2:16. Și a fost făcut pentru puțin timp mai prejos decât îngerii, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Dar după ce a îndeplinit acel obiectiv, el a fost înviat din morți, părtaș naturii divine, cumpărătorul familiei umane, dar fără să mai facă parte din ea, fără să mai fie din pământ făcut din țărână, ci Domnul Ceresc, al doilea Adam, un duh dătător de viață. Mă opresc deocamdată aici. Deci, iată, am văzut relatarea aceasta a Apostolului Corinteni, capitolul amintit 15:45, unde Apostolul Pavel vorbește despre omul din tâi Adam, întâiul Adam și al doilea Adam.
din ceea ce vedem în Scriptură, din ceea ce am parcurs chiar din explicația pe care o avem în față, cum înțelegem noi aceste lucruri, întâiul Adam, al doilea Adam. Cine a fost întâiul Adam? Acum asta e mai simplu de răspuns. Cine este al doilea Adam și în ce etapă este el numit al doilea Adam și cu ce scop el este făcut al doilea Adam? Deci, cam aceasta ar fi o prima întrebare la care să medităm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu în această seară. Cine a fost primul Adam, al doilea Adam și de ce el a devenit al doilea Adam? De ce a fost necesar de al doilea Adam? Pentru ce a trebuit acest lucru? Da, vă rog. Da, soră Lida, te rog. Pacea Domnului. Pacea. Noi găsim o singură dovadă în Biblie, asta de la Corinteni 5:45, acolo, că a doilea Adam este în Duh Dătător de viață. Domnul Iisus va da lumii viață. Primul Adam a dus lumea în păcat, a doilea Adam este Domnul din cer, care în mileniu va da viață lumii. Așa mai în mod general, mulțumesc, mai poate de spus. Da, mulțumim, soră Lida. Da, deci iată, coroborat cu alte scripturi, putem observa că Adam a fost întâiul om. Știm cu toții ce s-a întâmplat, cum a căzut el în păcat și iată, vedem, așa cum spunea sora Lida, în linii mari, Domnul nostru Iisus a devenit al doilea Adam și cu ce scop? În linii mari, ca să dea lumii viață. Dar desigur aici se mai poate discuta altcineva dacă dorește aici să intervină, să mai completeze ceva în legătură cu aceste aspecte. Primul Adam, al doilea Adam, în ce etapă Domnul nostru Iisus poate să devină al doilea Adam și așa mai departe și cu ce scop. Da, sora Lidia Nicolae, te rog. Mulțumesc, vreau să aduc un verset de la Ioan 5:21. Da? Nu, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Domnul Iisus este al doilea Adam din momentul când a înviat și împreună cu biserica va da viață celor din morminte. Mulțumesc! Da, mulțumim! Da, frate, cine a mai avut mâna ridicată? Fratele Nicolae, cred că Zoicaș. Pașa Domnului, mulțumesc, frate Daniel. Așa. De fapt, ce am vrut să spun, a spus sora Lidia, doar aș vrea să mai adaug că ceea ce din citat reiese că nu omul Iisus Hristos a fost, este al doilea Adam, ci Iisus Hristos cel înviat, de aia zice că este un duh dătător de viață, pentru că Domnul Iisus Hristos a cumpărat rasa și este deja posesorul sau părintele veșniciilor, după cum îl arată Isaia capitolul 9. Deci este părinte sau dătător de viață al omenirii. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Nicolae Zoicaș. Frate Liviu, te rog. Da, mulțumesc și în mod indirect găsim același aspect al lui al doilea Adam după înviere. În Efeseni, capitolul 6, este versetul 14 și 15. Să păzești doctrina, corect așa, dar în traducerea noastră scrie porunca, dar doctrina e corect. Așa, fără pată și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, sau Epifania, care va fi făcută la timpul ei de fericitul și singurul stăpânitor. Deci, aspectul îl subliniez pe stăpânitor,
că împăratul celor care împărățesc și domnul celor care stăpânesc. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, a lui să fie cinstea și puterea veșnică. Amin. Fratele Rusel, comentând aspectul acesta în volumul 1, pagina 210, spune foarte clar și categoric că acest text se referă la Domnul nostru Iisus, după înviere, care după Tatăl este singurul care are nemurirea. Sigur, Tatăl e exceptat de la această afirmație. Dar el, iată, este Domnul domnilor și împărat al împăraților. Ori acest titlu Domnul nu are decât numai după înviere și corespunde exact celui de al doilea Adam, care va fi împărat și stăpânitor. Mulțumesc! Da, mulțumim. În această idee, cred că înainte, astăzi poate nu ajungem, dar avem un subtitlu aici, Părintele Veșniciei, și vom vedea cum Domnul nostru Iisus, deși nu este una cu Tatăl, am văzut noi în studiile noastre mai trecute, deși nu este una cu Tatăl, adică aceeași persoană, că una în lucrare este, iată, vom vedea noi cum este numit în această idee și cum poate să fie El Părintele Veșniciei. Dar asta mai încolo vom dezbate mai pe larg acest subiect. Frate Cornel Brie, te rog. Cred că este așa cum s-a răspuns, pentru că Biblia justifică acest lucru când spune că al doilea Adam este un duc dătător de viață. Domnul nu putea da viață în starea umană. El trebuia să cumpere rasa umană, să devină cu putere, cu competența, cu dreptul de a oferi viață. Dar e o nuanță, după înțelegerea mea. Domnul Iisus, ca om perfect, a fost echivalentul lui Adam. A fost egalul lui Adam. Pentru că dacă n-ar fi fost egalul lui Adam, nu putea să răscumpere pe Adam. Dar e o diferență între a fi al doilea sau echivalentul lui Adam și al doilea Adam cu dreptul de a da viață. Eu aș face această diferență în interpretare. Deci așa este, al doilea Adam e Domnul din cer. Dar echivalentul lui Adam era când era chiar pe pământ Iisus ca om perfect. Mulțumesc! Da, mulțumim. Deci iată o nuanță subliniată de fratele Cornel și desigur dacă ne uităm în planul lui Dumnezeu, vom observa acest aspect, amintit și subliniat de fratele Cornel, că Domnul nostru Iisus, când a fost pe pământul acesta, vă amintiți voi imaginea aia pe care o avem cu balanța, pe o balanță Adam, om perfect, și pe un taler și pe cealaltă parte, Domnul nostru Iisus în viața sa pe pământ, deci echivalentul lui Adam. Om perfect a păcătuit, a căzut, om perfect trebuia să depună prețul de răscumpărare. Dar, desigur, aceasta nu este ceea ce este amintit de Apostolul Pavel, așa cum și fratele Cornel sublinia, că el, Domnul Iisus, după moartea și învierea sa, este acel al doilea Adam care va da lumii viață. Da, frate Cornel Mureșan, te rog. Da, vă mulțumesc. Pacea Domnului. Domnul Iisus a spus, eu am venit ca să răscumpăr ce era pierdut sau ce este pierdut. Și ce era pierdut? Și să aduc la mântuire atât omul cât și pământul. Domnul Iisus a cumpărat comora, țarina, în care s-a găsit și comora în țarină și el a depus prețul de răscumpărare la prima venire ca să răscumpere pe Adam și întregul neam omenesc și la a doua sa venire va restabili din nou ce a fost pierdut, ce a căzut Adam, adică o aduce iară la reînnoirea tuturor lucrurilor care au fost înainte de a cădea Adam. Mulțumesc! Da, mulțumim!
Mulțumim. Altcineva, dacă aici mai are ceva de adăugat, vă rog. No, dacă nu, aici în text ce aș mai dori o să ne uităm cu atenție și să observăm din nou un detaliu și o nuanță frumoasă, aș zice eu. Omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Acum noi am stabilit cum și în ce moment Domnul nostru Iisus este numit al doilea Adam. A fost făcut, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Deci iată primul Adam, un suflet viu, al doilea Adam, un duh dătător de viață. Care este diferența, sau hai să nu numim diferență, care este legătura dintre aceste două aspecte? Primul Adam, un duh, a fost făcut, așa cum spune aici, a fost făcut un suflet viu, iar al doilea Adam, un duh dătător de viață. Care este diferența și totodată și legătura între cele două aspecte, așa cum le enumeră aici Apostolul Pavel? Cum a fost și care este diferența? Adam, un suflet viu, al doilea Adam, un duh dătător de viață. Vă rog, dacă aici aveți vreun gând. Da, frate Ioan Berș, te rog. Da, pacea Domnului la toți. Eu aș avea un gând. Dacă citim în Eclesiastul, în capitolul 3, versetul 10, pe acolo zice că a pus gândul veșniciei în om. Și omul, din cauza neascultării, a pierdut acest drept la viață. Și chiar pentru aceea a venit Domnul ca să răscumpere pe om și să asigure din nou viața la om. Că dacă ne ducem, s-o citat și ne explicați acolo din Evrei, din capitolul 2, ar fi mai multe, de la 7 înainte, acolo arată cum a fost făcut pentru puțină vreme, cum a fost încununat, cu slavă toate și cum le-a supus Domnului, cum zicea pe în Corinteni, în afară de cel ce le-a supus, nu s-a supus și Tatăl. Rest, toată lucrarea o dată lui ca să o ducă la îndeplinire. Dreptul de viață s-a câștigat, așa cum s-a mai amintit, numai după ce Domnul a murit și a înviat și a putut să asigure acest drept de viață la rasa umană. Se poate mult aici, dar mă opresc. Da, mulțumim. Deci iată un prim aspect. Adam a fost făcut un suflet viu. Pe bază de supunere și ascultare, el putea trăi pentru totdeauna. Dar vedem că chiar și în aici fratele Rusel amintea de ceea ce s-a întâmplat chiar la începutul citirii noastre. Am văzut și ne este adus în atenție ceea ce s-a întâmplat cu Adam și implicit cu tot neamul omenesc din cauza neascultării lui Adam. Deci iată, el nu și-a putut menține această stare și implicit întreaga rasă umană este născut apoi, așa cum spune Apostolul Pavel, în păcat și fără de legi. Dar avem aspectul 2, omul al doilea Adam, făcut un duh dătător de viață. Dar aici se mai poate. Frate Liviu, te rog. Da, tocmai ce tu deja ai subliniat din studiu, este foarte clar arătat de ce a fost întâiul Adam, un suflet viu, cum a pierdut el, de fapt, această moștenire de a propaga mai departe viața la cotele la care îl crease Dumnezeu pe om. Prin cădere, Adam a pierdut acest titlu de tată al rasei. A venit Domnul Iisus și, prin răscumpărarea depusă, el a cumpărat acest titlu de tată al rasei pentru el. Și la momentul oportun, deci, iată, el va realiza acest lucru. Îi va da fiecare ocazia de a se întoarce înapoi la perfecțiunea pierdută de
Adam. Și este foarte bine prins aspectul acesta în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3-4, unde spune clar și categoric că Dumnezeu are, de fapt, acest aspect, dar poate că e mai bine să citesc versetul respectiv din 1 Timotei, da? Unde spune Apostolul Pavel următoarele lucruri, iată, să-l urmărim ce scrie el aici, scriindu-i lui Timotei. Da, versetul 3. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință de adevăr, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru toți. Deci, aici ne este arătată oportunitatea câștigată de Hristos, pierdută de altfel de tatăl rasei sau capul rasei Adam. Mulțumesc! Da, mulțumim, așa este și chiar acest text se potrivește, am văzut în cel care l-a citat fratele Liviu, el dorește ca toți oamenii să vină să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Și chiar în textul nostru care l-am citit, am observat că fratele Ruse l-amintea că tuturor li se dă această ocazie, această oportunitate și dacă este corect folosită, va duce la un rezultat bun. Dar asta nu înseamnă că toți vor și dori și vor ajunge acolo, dar tuturor li se oferă această oportunitate. Ca și o paranteză. Da. Frate Cornel, Brie, te rog. Răspunsul fraților l-aș comenta sau armoniza cu un pasaj din Genesa. Sper să fie în armonie. În Genesa, capitolul 5, în versetul 1 spune: în ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar în versetul 3 spune: la vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Deci, Adam a avut chipul lui Dumnezeu. Copiii lui Adam n-au mai avut chipul lui Dumnezeu, ci au avut chipul celui căzut, chipul celui condamnat. Așadar, Adam a furnizat o viață otrăvită de păcat. Pe când al doilea Adam, un duc dătător de viață, va da omenire o viață desăvârșită. Deci este o mare diferență între efectele sau urmările primului Adam, fiului, și ceea ce al doilea Adam va oferi rasei umane. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Cornel! Și chiar mă gândeam la acest aspect. Într-o singură frază, cât de frumos este arătat planul lui Dumnezeu. Nu de 100 sau de 1000 de ani, ci întreg planul lui Dumnezeu. Deci Adam nu și-a putut menține starea, toată rasa care era descendentă din el este sub acest stigmat al păcatului și al morții, dar vedem al doilea Adam și-a câștigat acest drept și este gata să devină un duh dătător de viață, viață veșnică de data aceasta. Vedem, așa cum fratele Cornel accentua, diferența mare, dar și vedem frumusețea planului lui Dumnezeu în aceste amănunte. Da, frate Aurel, te rog. Eu de aici, sigur că se pot multe ramificații face de el, dar ce ar vrea apostolul să spună aici, că omul din tâi, deci cum spune versul 15 cu 45, 1 Corinteni, de aceea este scris, omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. A fost făcut un suflet viu. Cel de-al doilea, Adam, nu este făcut, ci este dătător de viață. Și în Genesa 2:7 spune: și Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărna pământului și a suflat în nări duh de viață.
Deci al doilea Adam este unul care dă viață. Primul Adam a fost unul care primește viață. A primit viața, viață condiționată, viață care a pierdut-o. Al doilea Adam este deja ca Dumnezeu, dă viață. Aceasta este diferența în care arată cum primul om, deci, și-a pierdut drepturile și al doilea Adam, bineînțeles prin jertfirea vieții sale, echivalentul lui Adam, s-a dovedit vrednic de a deveni al doilea Adam, care ca al doilea Adam nu mai este unul care să primească viață, ci care să dea viață. Atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Și chiar mă uitam că ce este interesant, Apostolul Pavel spune aici și frumos în același timp, dar cred că este și în armonie cu ceea ce și fratele Aurel amintea, nu este nimic greșit. Zice și despre Adam că a fost făcut un suflet viu și despre al doilea Adam tot la fel, că a fost făcut un duh dătător de viață. Și fratele Aurel spunea că datorită ascultării sale, Tatăl Ceresc i-a dat această onoare, această putere ca să fie dătătorul vieții de data aceasta, izvorul vieții pentru oricine va dori să asculte și să beneficieze de această viață veșnică. Da, frate Nicolae Zdoica, te rog. Da, mulțumesc, frate Daniel. Mă gândesc aici, fraților, că expresia un duh dătător de viață se referă la a da viață veșnică. Nu cum i-a dat viața lui Lazar, de exemplu, când l-a înviat din morți, vedem că acolo a cerut ajutorul tatălui. Tată, totdeauna mă asculți, dar acum te rog să mă asculți ca poporul să creadă. Deci această resuscitare a lui Lazar și a celorlalți doi morți care i-a înviat Domnul Iisus, nu a fost înviat cu puterea lui, încă nu era părintele veșnicilor, ci doar a demonstrat că în împărăția sa el va putea să dea viață veșnică. Faptul că aceste învieri n-au dat viață veșnică este că acești morți înviați în timpul când Domnul Iisus era pe pământ, au murit din nou. Despre Lazar se spune că a mai trăit vreo 30 de ani, după tradiția, cum spune tradiția. Dar când Domnul Iisus va învia morți, asta nu înseamnă că El le-a dat viață veșnică la ieșirea din mormânt. Viața veșnică se dă după o școlarizare și o regenerare a întregii ființe umane spre a fi adusă în starea perfectă. Asta este și în cazul bisericii și în cazul lumii. Mulțumesc! Da, mulțumim! Dacă cineva aici mai dorește să mai completeze ceva, vă rog. Dacă nu, haideți să mai vedem un aspect tot de aici, cred că legat de toate acestea și fratele Zoica și-a amintit puțin, acum la urmă, despre acel citat, cred că vă este bine cunoscut, când Domnul Iisus le spune ucenicilor, și este și aici amintit, la reînnoirea sau regenerare, așa cum este folosită o altă traducere, la reînnoirea sau regenerarea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți sta și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Aș dori aici să privim puțin din prisma Scripturilor, ce înseamnă acest lucru? Reînnoirea sau regenerarea tuturor lucrurilor. Ce înseamnă aceasta? La ce se referea Domnul Iisus când făcea această declarație? La reînnoirea sau la regenerarea tuturor lucrurilor? Ce înseamnă aceasta? Reînnoire sau regenerarea tuturor lucrurilor? Cred că este important a observa aceste aspecte, nie cu faptul că noi am vorbit despre Domnul Iisus după moartea și învierea sa, că este al doilea Adam sau, așa cum este numit, Duh Dătător de
viață, în legătură cu aceasta, ce înseamnă această reînnoire sau regenerare a tuturor lucrurilor. Vă rog, dacă aici aveți... Da, frate Nicolae, te rog. Ca să mai las loc la alții frați, răspund doar cu un singur verset din Eclesiastul 1 și versetul care zice aici: nu este nimic nou sub soare, ce a fost va mai fi. Vedem, aceasta el se referă la ce a fost. A fost împărăția lui Dumnezeu pe pământ prin persoana, prin familia Adam, lui Adam, înainte de a păcătui. Și va mai fi prin Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumim. Da, mulțumim. Deci iată un aspect, o regenerare sau o renoire a tuturor lucrurilor, deși în mică măsură, atunci o mică bucată a fost în acea grădină Eden, sigur primul om Adam, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și vedem că în planul lui Dumnezeu se da aceste lucruri să se facă la scară largă și toți să poată beneficia de aceste lucruri. Da, frate Aurel Cap, te rog. Cuvântul este oarecumva înțeles. A reînnoi, a face nou din nou. Dar întrebarea este după ce model? Nou cum am fost noi în tinerețe, când eram plini de vigoare, sau după ce? Evident că nu după aceasta, ci după felul în care omul a fost creat la început. Deci, în concluzie, reînnoire sau regenerare sau a genera sau a produce din nou ceva. Dar spune regenerare din nou. Deci, asta înseamnă, deci, cu alt cuvânt folosit, este a restaura sau a restatornici față de condiția sau standardul original în care Dumnezeu l-a făcut. Deci îl va face din nou cum a fost la început. Aceasta este esența. Da, atât. Da, mulțumim. Da, într-adevăr, esența cuvântului regenerare, așa cum este folosit aici, este aceasta: a reface ceva ce a fost inițial, dar care a fost stricat sau a fost degenerat. Și cred că cam acesta e și sensul cuvântului reînnoire. Ceva ce a fost nou, ce a fost bun, s-a pierdut, s-a stricat, și Dumnezeu ce dorește? Reînnoirea sau regenerarea acestor lucruri, și sigur, cred că în fapte este reînnoirea sau cum este arătat acolo tuturor lucrurilor. Da, sora Năstafă, te rog. Da, mă gândesc, nu știu dacă ar intra la întrebarea ta, frate Daniel, și anume, mă gândesc că regenerarea sau reînnoirea începe chiar cu biserica în vârsta evanghelică. Da. Și un verset din Romani 12 cu 2: să nu vă potriviți chipului viacului acesteia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și dacă începe cu biserica, iată, din fericire aflăm din Scripturi că Dumnezeu a pregătit o zi în care va judeca omenirea după dreptate. Și omenirii se va oferi posibilitate să-și recâștige, să se regenereze în condiții favorabile. Mulțumesc! Da, mulțumim! Da, chiar și în citatul pe care, în studiul pe care noi l-am parcurs, în această seară am trecut peste el prin citire, și de către fratele Rusel este amintit și acest aspect, că în prezent o clasă specială care astăzi dorește poate să beneficieze de această regenerare, adică această transformare, și cred că este potrivit ceea ce sora Năstafă a adus în atenția noastră
ca și un aspect. Da, familia Ilia, vă rog, frate da. Gheorghe, sora Maria. Am amintit despre așezarea din nou și aș vrea să citesc, mi-s cunoscute la toți versetele din Fapte 3:21. Și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Mulțumim! Da, mulțumim, sora Mărioară, pentru acest text deja reașezarea din nou, nu numai a omului, ci a lucrurilor. Te rog, frate Aurel, dacă acum... După cum vedem, deci cuvântul este accesibil, înțelegem, înnoirea tuturor lucrurilor sau reașezarea din nou. Acum, poate că puțin a dat puțin mai bătaie de cap un pic cuvântul acesta nou folosit în limba română, regenerare, pentru că nu prea folosim în general, dar îl folosim pe celălalt, degenerare. Și deci, la degenerare, toți înțeleg că e vorba de a cădea de la o condiție originală la ceva rău. Și regenerare înseamnă readucere la condiția originală. Atât. Da, mulțumim, dar este deja degenerare, opusul regenerării. Da, rasa umană, am putea spune, datorită păcatului și a urmărilor sale, s-a degenerat, adică a căzut de la standardul inițial. Pământul din cauza aceasta a fost blestemat și este blestemat și a căzut de la perfecțiune și iată, am văzut că sub diferitele aspecte planul lui Dumnezeu dorește ca să aducă înapoi toate aceste lucruri. Da, frate Cornel, vrie, te rog. Voi folosi un verset din Luca 19:10. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Noi am putea spune, a venit Domnul să regenereze, să reînnoiască, să restabilească ce era pierdut. Acum, există o diferență între regenerarea bisericii și a omenirii, în sensul că dacă în cazul omului el va fi repus în ceea ce a fost în Eden, la deplina perfecțiune, în cazul bisericii nu mai este o regenerare în același sens, pentru că biserica n-a fost în cer și a căzut din cer și vine Domnul să o regenereze, să o readucă în ceruri. Dar cred că are un sens, cum să spun, mai general. Când vorbim de regenerare, e vorba de a restabili armonia cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, de a fi un fiu al lui Dumnezeu, de a fi în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, regenerarea potrivește și pentru biserică și pentru omenire în mod special. Mulțumesc! Da, mulțumim! Cred că acest cuvânt, regenerare, ar trebui să luăm în esența lui, nu în detaliul lui. Deci, vedem foarte bine subliniat de fratele Cornel acest aspect când vorbim despre regenerarea bisericii în această vârstă. Dar totuși putem observa că din niște oameni păcătoși căzuți în această, sub această sentință a păcatului, Dumnezeu dorește și chiar va face cu toți cei ascultători această, hai să zicem, din nou regenerare, adică din niște oameni căzuți a deveni fii ai lui Dumnezeu, din cei care sunt depărtați de Dumnezeu, de a fi aduși din nou în armonie cu Creatorul. Cred că aceasta este esența pe care ar trebui noi să o observăm. Sigur că lucrurile se vor face în cel mai mic detaliu după voia lui Dumnezeu și așa cum sunt ele trasate în Sfintele Scripturi.
Da, frate Liviu, te rog. Un cuvânt asemănător găsim în Isaia 57, versetul 18, unde spune așa: I-am văzut căile și îl voi vindeca, îl voi călăuzi și îl vom îngheia pe el și pe cei care plâng împreună cu el. Deci, iată, vindecarea este un aspect care, de fapt, e o necesitate de a readuce pe om la însănătășirea care a avut-o înainte. Și aici, deci referindu-se la omenire, deci chiar acest, să zicem, proces este amintit. Doar atât, mulțumesc. Da, mulțumim. Deci iată, sigur că este cunoscut, se folosește mult, mai ales la înmormântări, acest text, pe el și pe cei ce plâng împreună cu el. Cred că ne dăm seama că este vorba despre Adam și cine? Întreaga rasă umană care plânge împreună cu el, plânge în mod figurativ datorită păcatului, a slăbiciunilor, a bolilor și a tot ceea ce înseamnă aceasta degenerare, așa cum amintea fratele Aurel. Sora Nuța Mureșan, te rog. Pace tuturor! Eu am înțeles de aici, din acest paragraf, că pentru vârsta evanghelică este biserica, pentru regenerare și pentru omenire e altă regenerare, dar dacă ei au ocazia, dar poate că n-ajung toți, au ocazia, dar după cum va fi corect folosită, va duce la regenerarea de plină completă. Și că nu înseamnă că toți vor ajunge la regenerare. Nu tot ajunge la regenerare de plină și au ocazia. Dacă va fi corect folosită, va duce la regenerarea de plină. Da. S-a auzit? Da, da, s-a auzit. Și mai este, am niște un verset din Romană, dar numai ultimele cuvinte. Prezicerea apostolului, după cum să știm deosebit cele două clase, este că clasa neregenerată se va preocupa de lucrurile cărnii, în timp ce clasa regenerată se va preocupa de lucrurile spiritului. Din Mana, din 27 august, da? Numai ultimile cuvinte. Mulțumim! Da. Mulțumim, sora Nuță! Da, frate Aurel, și trecem apoi mai departe un puțin. Te ascultăm, frate Aurel. Desigur că dacă începem să detaliem cuvântul regenerare, ce înseamnă și cum se face pentru biserică în prezent, pentru lumea viitor, este lucru interesant și poate nu ne-ar ajunge toată ziua de astăzi, dar aici ce se vrea să fie observat este că am primit viața, prima viață am primit-o de la Adam, care a fost făcut un suflet viu și care a pierdut-o, și viața din nou o primim de la al doilea Adam, care este făcut un duh dătător de viață, este făcut de Dumnezeu și acum el dă viață. Și desigur, astăzi la o parte și la alții în viitor. Dar totul este, viața o se dă, sau al doilea Adam, deci Domnul dă și la biserică viață și la lume. Da, mulțumim, frate Aurel. Haideți să, haideți să mergem puțin mai departe, cred că am discutat suficient pe marginea acestor aspecte. Haideți să mergem un pic mai departe cu citirea noastră și citim așa. Primul Adam a fost rădăcina originară din care a ieșit întreaga familie umană. Și deci Domnul nostru Iisus în trup, fiul Mariei, fiul lui David, fiul lui Avram, a fost în același sens un blăstar sau o mlădiță din Adam, dar înzestrat, după cum am văzut, cu o viață de sus, neștirbită, care l-a ținut totuși despărțit de păcătoși. Sacrificiul de sine ca om, în ascultare de planul Tatălui, nu numai a asigurat înălțarea la natură divină, ci și a cumpărat pentru el toată rasa lui Adam și dreptul lui Adam ca tată sau rădăcină a rasei. Astfel, prin cumpărarea locului și a drepturilor lui Adam, Domnul nostru este al doilea Adam. După cum el și-a dat viața umană pentru viața lui Adam, tot așa și-a sacrificat și posibilitățile producerii pe care naturală a unei rase în locul copiilor lui Adam,
pentru ca la timpul cuvenit să poată accepta pe oricine va vrea din familia lui Adam ca proprii săi copii, regenerându-i, dându-le viață veșnică pe condiții rezonabile. Nemai fiind un vlăstar din rădăcina lui Isai și a lui David, Domnul nostru este o rădăcină nouă, pregătită să dea viață nouă și întreținerea omenirii lui Adam, lui Avram, lui David și fiecărui membru sau vlăstar a familiei umane, ruinate de păcat, care le vor accepta în condițiile legământului prin jurământ. Cum este prima lucrare a Domnului pentru biserica sa din acest veac, așa va fi și lucrarea sa pentru toată omenirea care o vor accepta în timpul veacului milenar. Prima sa lucrare pentru biserica sa acum este îndreptățirea la viață, viață umană în armonie cu Dumnezeu, împărtășie cu Dumnezeu, aceeași de care s-a bucurat omul perfect Iisus, înainte de consacrarea sa spre moarte la botez, și aceeași la care s-a bucurat omul perfect Adam înainte de încălcarea sa. Cu deosebirea că perfecțiunea lor a fost reală, în timp ce a noastră este o perfecțiune a vieții socotită. De aceea avem declarația că noi suntem îndreptățiți prin credință. Domnul nostru se reprezintă pe sine și biserica sa ca o viță de vie. Și aceasta ne dă o ilustrație bună a subiectului mlădiței și rădăcinii. Adam și rasa lui au fost vița și mlădițele originale, atacate de virusul păcatului, producând roadă rea și moarte. Domnul nostru Iisus a devenit o mlădiță nouă și a fost altoit în viața, în vița adamică și a produs roadă diferită. O caracteristică a viței este că mlădițele ei pot fi îngropate și devin rădăcini. Astfel, Domnul nostru, mlădița altoită în tulpina adamică, a fost îngropat, a încetat a mai fi mlădiță și a devenit rădăcină. În decursul acestui veac, membrii bisericii sale sunt mlădițe în el și în mod asemănător, viața intrasă din el. Însă tuturor mlădiților din acest veac li se cere nu numai să aducă multă roadă ca mlădițe, așa cum a adus el, ci de asemenea ca el să fie în cele din urmă îngropate și să devină cu el părți din rădăcina care pe parcursul veacului milenar va întări și va susține rasa umană regenerată. Rădăcina căzută, Adam, cu prima Eva, ajutorul lui, a dat naștere familiei umane în robia păcatului și a morții. Al doilea Adam, Hristos, în paranteză cu mireasa și ajutorul lui, cumpărând drepturile celui dintâi, precum și pe el și rasa lui, vor fi pregătiți să regenereze pe toți cei doritori și ascultători. Aceasta se numește restabilire. Așa cum deja a fost amintit de către surori, de către frați, Faptele Apostolilor 3:19-23. A reda celor vrednici privilegiile și binecuvântările pământești pierdute în primul Adam, pentru ca în calitate de viță a Domnului omenirea restabilită să poată aduce multă roadă spre lauda lui Dumnezeu. Dar să se observe că acest privilegiu de a deveni rădăcină este limitat la Hristos cap și corp, aleși după cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea Duhului și prin credința adevărului în decursul acestui veac evanghelic, 1 Petru 1:2. David și alți vrednici din trecut, care au murit înainte ca mlădița să fie îngropată și să devină rădăcină, nu poate deveni niciodată părți din rădăcină și nu vor putea nici credincioșii din veacul milenar. Toți însă vor fi satisfăcuți când vor ajunge la asemănarea lui, fie la cea cerească, fie la cea pământească. Omenirea va avea privilegiul să ajungă în asemănarea omului perfect Iisus Hristos,
mlădița sfântă, în timp ce biserica mireasa lui, trupul lui, preoții săi subordonați credincioși, care acum împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos și sunt identificați cu el printr-o asemănare cu moartea lui, vor purta chipul său ceresc. 1 Corinteni 15 cu 48-49, Evrei 11, 39 și 40. Mă opresc aici. Aici am văzut un alt aspect și anume două declarații vis-a-vis de Domnul nostru Iisus și în calitate de conmoștenitor sau conlucrător cu el a bisericii sale, am văzut două aspecte. Domnul Iisus comparat cu totodată cu mlădița și totodată cu rădăcina. Care este această relație dintre mlădiță și rădăcină în cazul Domnului Iisus? Și care este această relație, dacă extindem puțin, la credincioșii vârste evanghelice care îl urmează pe Domnul și doresc să devină conmoștenitori împreună cu el? Deci care este, încă o dată, care este legătura sau relația dintre această imagine a Domnului Iisus ca mlădiță și apoi ca rădăcină și care este legătura cu biserica, cu trupul său, cu credincioșii acestei vârste evanghelice care doresc să fie împreună cu Domnul lor? Vă rog! Sigur că dacă ne uităm noi cu atenție, Domnul Iisus folosește această pildă cu mlădița și cu rădăcina și în altă circunstanță. Nu ne ducem acolo. Vă amintiți voi în Ioan și este frumos acolo ilustrat, dar cred că acolo este o altă ilustrație. Dar aici în legătură cu subiectul nostru. Da, frate Aurel, cap, te rog. După cum un altoi nobil, o viță nobilă, nu poate fi altoită pe orice soi decât pe un soi asemănător și Domnul a venit, s-a altoit pe vița pământească a lui Adam și a devenit o viță nobilă care a produs roade nobile și după ce a primit caracteristicile, proprietățile viței pe care s-a altoit, parțial, da? După aceea ea a fost îngropată și după cum se întâmplă de obicei, mulțirea viței devie și prin mlădițe, fiind îngropată, ea a făcut rădăcini și cu drept de viață nobil. Toți care vor dori să aibă viață nobilă sau veșnică, vor trebui să fie altoiți în el sau să primească viață de la el. Deci și biserica la fel, prin acceptarea prețului de răscumpărare, a dreptului de viață primit doar prin răscumpărarea sa, ei primesc dreptul de viață. Și la fel și ei, ca să devină comoștenitori cu Domnul, ca mireasă, și ei trebuie să fie îngropați, la fel ca și Domnul, ca să aibă și ei rădăcini și să poată da viață, fiecare să dea viață propriu sau să dea viață ei altora, cum Hristos i-a dat viață bisericii, așa acum biserica, în cooperare cu Domnul, fiecare membru va da viață singur. Nu doar va fi un conlucrător cu Domnul și Domnul le va da viață la cei pe care, să zicem, biserica îi va ajuta să crească, ci ei sunt calificați chiar să dea viață, pentru că calificarea lor în prezent, altoirea lor în Hristos și moartea lor ca și el, identificați, cum spune, făcuți asemenea cu moartea lui. Deci doar cei care se fac asemenea cu moartea lui sau care mor ca ființe, ca personalitate umană și se supun persecuțiilor și suferințelor, trăind viața prezentă, deci o viață de sacrificiu, de abnegație, de renunțare la sine, doar aceștia care în realitate fac aceasta,
se îngroapă de acum deja aici în viața aceasta, aici este îngroparea și cei care se îngroapă cu adevărat și trăiesc o viață nouă, cum a trăit el, aceștia vor primi la fel ca Domnul dreptul sau da, privilegiu să fie dătător de viață împreună cu Domnul. Da, mulțumim. Frate Cornel Mureșan, te rog. Da, mulțumesc. La prima venire, Domnul Iisus a fost vid, ăsta cordă sau mlădiță. După ce au depus prețul de răscumpărare și o înviat și Tatăl i-a dat toată puterea în cer și pe pământ, o devenit rădăcină, atât pentru omenire cât și pentru biserică. În viitor, biserica când va fi completată, vor fi mlădiță în vie, în rădăcina. Eu așa cred că Domnul va fi rădăcina și pentru ei și ei vor fi mlădiță care vor face parte din vița respectivă. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate. Mulțumim, frate Cornel. Sigur că un aspect, cred că, care ar trebui să-l observăm este acesta și mi-a plăcut această idee. Deci dacă vița de vie sau mlădițele au această calitate, că dacă sunt îngropate, ele devin rădăcină. Adică dacă am observat că cum a venit Domnul nostru Iisus, cum a trăit El, cum a adus El roadă în calitate de mlădiță, să zic așa, a rasei umane, și El a adus multă roadă și a fost îngropat, și iată El devine ce? Rădăcină. Cred că este interesant și frumos acest aspect. Da, altcineva dacă... Da, frate Aurel, te rog. Da, acest aspect este interesant. Cum Domnul a devenit, prin altoire a devenit parte din vița pământească a lui Adam, din rasa umană, tot așa și biserica este altoită în prezent în Hristos și prin altoirea aceasta înseamnă îndreptățirea. Deci primește dreptul de viață în prezent, dar nu un drept de viață real, ci un drept de viață socotit. Totuși, dreptul de viață socotit nu se dă pe ochi frumoși, nu se dă pe declarații de credință, ci se dă pe o îndreptățire reală, o viață care este trăită în ascultare de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Și aceasta nu din obligație, nu din fortuire, din presare, ci din iubire. Dintr-o iubire, așa cum spunea în Romani 12:1-2, aceasta este un serviciu rezonabil, adică este un lucru prea puțin ce ar trebui, ce simțim că am dorit să facem doar pentru faptul că am fost răscumpărat și ni s-a dat dreptul de viață. Nu pentru gândul că vom primi o plată mare. Deci nu un scop comercial. Dăm ceva ca să primim ceva mai mult. Această consacrare sau altoire sau jertfirea noastră, altoire, este din recunoștință pentru ce am primit, că ni s-a dat viața care nu aveam. Și cei care din această atitudine de iubire fac, chiar dacă au făcut-o greșit, se pot corecta, pentru că suntem în școala lui Hristos. Trebuie să ajungem acolo să simțim că este mult prea mult, chiar viața veșnică să o primim, orice ni s-ar cere să facem, orice sacrificiu. Deci dacă nu ajungem la această atitudine de minte și de inimă, este o problemă de timp, când se va dovedi că de fapt noi facem doar din interes egoist, din interes comercial facem ce facem pentru Domnul. Când se întâmplă ceva, nu vom fi acolo gata să ne doară când cauza Domnului suferă. Dar bineînțeles, și nu oricum. Deci noi primim dreptul de viață, suntem altoiți prin o viață trăită în armonie cu cerințele lui Dumnezeu și aceasta o facem printr-o declarație și nu doar printr-o declarație, ci printr-o trăire a Evei, după care urmează apoi partea de sacrificiu. Doar atunci suntem acceptați, recunoscuți cu drept de viață și doar atunci putem oferi ceva ca să putem avea dreptul împreună cu Domnul să devenim vițe dătătoare de viață în viitor. Atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Frate Cornel Birie, te rog. Că Domnul este rădăcină, avem declarația clară din Cartea Apocalipsei. Și că din această rădăcină vor odrăzli mlădițe pline de viață pentru
Avram, David și rasa umană iară este clar în Scriptură. Poate că un pic de greutate avem în a înțelege că biserica poate fi parte din rădăcină. Dar așa cum biserica în perioada de pregătire este mlădiță și Domnul în viața umană a fost o mlădiță și biserica este o mlădiță. Când ne gândim că El este capul și biserica membrele, când observăm din Scriptură că biserica are parte în suferința lui Hristos, în pâinea aceasta, sau cum spune în Roman 6, noi prin botez în moarte am fost îngropați împreună cu El. Deci aceste mlădițe, biserica se îngroapă împreună cu El. Și în versetul 5 tot din Roman spune, în adevăr, dacă ne-am făcut una printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu El. Deci se pare că Scripturile, deși nu spun într-un mod foarte clar că biserica e parte din rădăcină, folosind unele Scripturi, ne conduce la această înțelegere. Mulțumesc! Da, mulțumim! Și ce este foarte interesant și totodată cred că și important, faptul că atât Domnul Iisus, cât și noi, în calitate de urmași ai Săi, trebuie să aducem roadă atâta timp cât suntem lădiță. Și de asemenea, a doua lucrare este de a ne îngropa, așa cum s-a amintit, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi făcuți și aduși la o înviere asemănătoare cu a Lui. Da. Da, fratele Aurel Cap și apoi sora Lidia, ultimele intervenții, vă rog, dacă se poate scurt. Un mic exemplu din natură. Deci, oricât am dorit să avem o viță nobilă, nu putem avea până nu avem o mlădiță nobilă. Dacă avem o mlădiță nobilă și o altoim și ea crește și se dezvoltă, după aceea din ramurile ei pot fi puse în pământ și pot produce oriunde ai pune această viță nobilă, va produce oriunde un grob, va face rădăcine și va produce roade bune. Dar meritul nu este a mlădițelor noi, ci a mlădiței Tată. Și deci primirea aceasta este, prețul de răscumpărare este doar prin Domnul, dar toți cei care astăzi, în timpul privilegiului acesta de a se jertfi împreună cu El, care n-a fost pentru profeți și nu va fi în viitor pentru lume, doar în acest timp, când Harul Domnului este în acest fel dat unora dintre fiii oamenilor, toți care se alcătuiesc acum în El și produc, dau dovadă că fac vițe de nobile, nu că spune în Isaia 5 că am sădit o viță nobilă, am pregătit tot terenul și a face struguri sălbatici. Deci strugurii, roadele noastre sunt cele care dovedesc în ce fel noi fie ne rezolvăm problemele personale după regulă, fie facem ceva pentru Domnul după regulă. Deci aceasta ne dovedesc, în realitate faptele ne dovedesc că suntem vițe nobile și Tatăl va avea încredere că vom produce în viitor exact după cuvântul Său, nu abateri în stânga sau în dreapta. Atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Demn de remarcat că nu datorită nouă suntem niște mlădițe nobile, ci datorită Celui care ne ține. Da, sora Lidia Nicolae, te rog. Da, mulțumesc. Vreau să spun că nici acum, nici în viitor, mlădițele nu pot face nimic de la sine însuși. Domnul Iisus este capul lor și ele fiind reprezentate în a doua Evă, ele nu vor da viață mlădițele, ele vor fi casa prin care se vor dezvolta oamenii, adică va ajuta să se regenereze rasa, însă nu vor da ele viața. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Lidia! Da, mulțumim Domnului și pentru această seară, pentru ceea ce am putut observa din cuvântul Său și în această seară. Sigur că sunt multe aspecte pe care le-am putea discuta, le-am putea aprofunda poate, dar sigur că de multe ori timpul nu ne permite. Da, frate Aurel, te rog dacă mai e ceva de completat. Un exemplu tot din natură. Deci se știe că împerecherea dintre un bărbat și o femeie, fiecare are părți egale în nou copil.
50% din cromozomi, din germen de viață este de la tată, desigur, de acolo pornește, dar restul de egală, în egală măsură dă și mama. Și la fel este și din natură. Când o mlădiță nobilă se altoiește și face alte mlădițe, mlădițele acele, dacă le pui în pământ, dau viață, nu dau viață printr-o conductă legată de cealaltă. Și în această privință, aici, frate Rusel, Îngerul al Șaptele, spune foarte clar că și membrii bisericii vor da viață. Nu vor, nu că doar vor pregăti terenul și Domnul va veni să toarne, cum să zicem, viața ca un ucior în cei pe care a pregătit biserica. Dar aici este greu de acceptat, pentru că între noi, pe timpurile vechi, s-a născut această idee că doar Domnul va da viață și încă alții spuneau că nici și Domnul nu va da viață, ci doar Domnul va pregăti și Tatăl va da viață. Dar acum aceste concepții sunt spulberate de aceste declarații foarte clare și logice și exemple pe care frate Rusel, Îngerul al Șaptelea, le-a spus. Deci aceasta este declarația frate Rusel, dar bineînțeles nu este obligație cineva să creadă, poate să-și mențină mai departe punctele de vedere deosebite. Atât. Da, mulțumim frate Aurel. Noi să rămânem liniștiți că dacă vom fi mlădițe adevărate, la timpul potrivit Dumnezeu va lucra exact așa prin noi după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși. Mulțumim încă o dată Domnului pentru această seară, pentru ceea ce am putut să învățăm și în această seară, pentru ceea ce poate n-am reușit și am fost deficitari în exprimările noastre, în gândurile noastre. Îl rugăm ca să ne ierte și să ne dea pe viitor mai mult din Spiritul Său Sfânt ca să putem să discernem mai bine aceste lucruri. Voi da citire manei de mâine 17 februarie și apoi manei de seară, înainte de a încheia. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, 29 și 30. Acei ce poartă acest jug au asigurarea cuvântului divin că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lor și cu cât sarcina lor este mai grea, cu mare le va fi binecuvântarea și răsplata. În curând, cu cât mai asprele sunt experiențele timpului prezent, cu atât mai strălucitoare va fi gloria lor, cu atât mai strălucitor va fi caracterul lor și cu atât mai cizelați și potriviți vor fi pentru împărăția cerească. Din acest punct de vedere, orice sarcină este ușoară pentru că jugul nostru este apreciat și este atât de ușor și rezonabil. În plus, sarcina noastră este așa de ușoară pentru că Domnul este cu noi în acest jug. Mana de seară, 16 februarie. Iată odihna, lăsați pe cel epuizat să se odihnească, iată locul de odihnă. Isaia 28:12. Noi ne odihnim în făgăduințele Domnului, ne odihnim în purtarea și capacitatea Lui de a-și împlini făgăduințele. Că știm că cel care ne-a chemat este în stare să împlinească tot cuvântul său bun. Această pace sau odihnă este binecuvântarea specială a Spiritului Sfânt. Numai în măsura în care primim Spiritul Sfânt, mintea sfântă a lui Dumnezeu, dispoziția sfântă, se poate împlini această pace în noi. Este o chestiune de simplu raport. Pe măsură ce creștem în harul și în cunoștința Domnului, în cunoștința adevărului, îl vom avea pe acesta ca să ne mângâie și să ne întărească și astfel vom avea mai mult din pacea lui Dumnezeu în fiecare zi și vom putea rămâne în iubirea Lui. Mulțumind încă o dată Domnului pentru ajutorul Său, pentru grija Sa, vom încheia această adunarea noastră din această seară cu o cântare. Cântarea va fi 164, care este cântarea din mană. Iar după cântare,